Moartea prin înecare sau prin sufocare a mai bine de 14.000 de oi care trebuiau să ajungă în abatoarele din Asia Mică a stârnit multe controverse și, pe bună dreptate, acest nefericit incident a scos la iveală degringolada din legislație și din sistem. Rămânem la acest subiect extrem de important pentru a vă prezenta și câteva luări de poziție din partea unor fermieri invitați în ultima ediție din Agricultura la Raport. Cei care au mers să picheteze Ministerul Agriculturii au fost primiți de către ministrul Adrian Oros și de către secretarul de stat, domnul Emil Dumitru. Referitor la protest, fiecare poate să facă ce vrea, dar făcând un protest, cerând un lucru, ONG-urile care stau, nu sunt fermieri, și vii și ceri stoparea exporturilor de către animale, trebuia să mergi întâi să intre pe fermieri, dacă îți dau dreptul să ceri pentru ei așa ceva. Bun, dacă tot cerem așa ceva, avem alternativă. Noi închidem, noi nu mai vindem la export țările, că sunt non-UE, că sunt UE, da? Dar ce facem cu animalele pe care le producem? Da? După ce că avem niște prețuri derizorii, acum ne gândim să și blocăm exportul de animale la prețul mic sau care este, da? Producem. Da? Unii au și teren agricol, ies cu undeva cu cheltuielile mai mici, da? Și își permit să vândă chiar și la prețurile de care sunt. 7, 8, 9, 10 lei. Fiecare își vinde marfa, exact cum spunea domnul președinte, cu cât e mai marfa mai bună, cu atât o vinzi mai bine. Domnule, uniți-vă și mergeți la autoritatea din stat care trebuie să vă sprijine în chestia asta. Nu ne putem uni, că ne trebuie să ne vaccineze ăștia, să ne schimbe ceva la noi, la mentalitatea asta defectă pe care o avem. Nu ne putem uni. Noi suntem un neam de ticăluși, de trădători și de lași. Așa am fost întotdeauna. Vă dau dreptate. Dar știți care e ideea? Eu îl înțeleg și pe colegul dumneavoastră care a vorbit mai devreme. Da. Dar nu putem, pentru propriul buzunar, să facem orice numai ca să ne vindem marfa. Trebuie să ne gândim și cum o facem. Și dacă în jurul nostru provocăm durere și suferință. Și nu uitați un lucru. Prin activitate aduceți o muncă cumplită în România, vă luptați cu aceste legi de mizerie, nu primiți nimica și nu faceți altceva decât să chinuiți niște animale, să umpleți buzunarele altora. Bineînțeles. Nu fermierul este de vină în nenorocirea asta care s-a întâmplat. Nu fermierul este de vină. Și el așteaptă cu nerăbdare să-i vină ziua. Fermierul. Atenție, nu am acuzat fermierul român. Am înțeles. Dar nu poate să facă altceva.